O deraiere chiar la intrarea în stație s-a produs astăzi în dealul Balota. 6 din cele 26 de vagoane ale unui marfar încărcat cu lemne au deraiat, iar 3 dintre acestea s-au răsturnat. Personalul de specialitate al SRCF Craiova, prezent la fața locului, va lua toate măsurile care se impun în astfel de situații pentru intervenția cu utilaje necesare repunerii pe șină a vagoanelor și eliberarea gabaritului în vederea reluării traficului feroviar în stația Balota. Acesta cu ce este încărcat? Cereale? Lemne. E asta de aici? Păi tot cu lemne, că e jumătate. Și practic ce s-ar fi întâmplat în urmă? Că probabil că pleca. Păi dar trebuia să... Păi plecau dacă... la valea. Și garnitura cealaltă a scăpat sau cum? A scăpat, că de-aia au venit după noi. Că noi am dezlegat ca să ieșim în curent, ca să pot să dezleg locomotiva, să mă duc la birou de mișcare. Și vagonul a scăpat la valea și dau peste noi, că fiind în urmă. Dar nu erau legate la o locomotivă, tractate de locomotivă? Păi nu au fost. Au fost când am venit sus. Deci a fost trenul. Păi eu le-am fost legate de mine. Și acolo sus le-au dezlegat vagoanele. Ca să pot să mă dezlege pe mine să ies eu afară. Pentru menținerea continuității transportului feroviar de călători în sudul țării, RCF Craiova va asigura transbordarea pasagerilor cu mijloace auto pe relația Drobeta-Turnu-Severin-Prunișor până la finalizarea intervențiilor din stația CF Balota. Și ce s-a întâmplat? Au jedat frânele sau nu au fost asigurate? Nu știu, șeful de tren, el face, eu ce să nu. Pe mine atât au zis că ne-au dezlegat să tragem în față. Cu colegul din față o tras. Și v-ați dus în față și... Păi ne-am trezit că ne-a lovit în spate. Ce pagube aveți dumneavoastră? Locomotiva e avariată un pic. Păi locomotiva e destul de bine. Asta trebuie să vină să vadă. E locomotiva privată sau? A CFR-ului? Nu, e privată. Privată. Și garnitura? Transportul? Păi, tot. Cred că e privat, că nu. Deci, am intrat lemnele în cabină? Poate? Am intrat lemnele în cabină? Nu. Asta din viitorul geam, nu a intrat. Nu avea cum să intru, doamne fericite. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA le cere scuze călătorilor pentru întârzierile care se vor înregistra în circulația trenurilor pe raza regionalei CF Craiova, ca urmare a producerii acestui eveniment, cu precizarea că personalul feroviar va colabora permanent cu reprezentanții operatorului de marfă și va asigura tot sprijinul tehnic necesar pentru repunerea pe șina vagoanelor și restabilirea circulației în condiții normale de trafic.